Salutare tuturor și bine v-am regăsit la review-ul cu cea mai inteligentă asistentă vocală pe care am testat-o în ultima vreme. Spoiler alert! Acesta este Google Home. Nu e disponibil în țara noastră, l-am adus de pe stemări și țări, dar a trebuit să fac investiția asta atunci când vrei să testezi o chestie destul de interesantă. Este răspunsul celor de la Google la Amazon Alexa. Și hai să o desfacem, să vă spun de ce m-a interesat atât de tare. O boxă cu microfoane și inteligență artificial. Acesta este ambalajul și când o vezi la raft, o să se atragă privirea. Este frumos ambalat. Este unul dintre cele mai frumoase ambalaje pe care le-a făcut Google până acum. Pe față o să vezi boxa, inclusiv pe ce culoare vine. Partea asta din jos poate fi pe diferite culori, poți să le cumperi separat. Și pe spate am aflat o chestie interesantă, că ți-a arătat așa într-un decor de casă, spune cam ce poți să faci cu ea, dar fotoliul ăsta ce că este iconic. Costă nu știu câte mii de dolari. Și masa este o piesă iarăși foarte tare, însă pe mine mă atrag mai degrabă lucrurile astea de aici. O promisiune că îmi va asculta comenzi vocale, că se va conecta cu device-uri mobile, că va rula muzică, inclusiv pe ea, dar și pe alte device-uri. Compatibilitatea mă mai interesează cu o mulțime de servicii de streaming, de la YouTube, Pandora, Google Play Music, TuneIn, până la funcție de Chromecast. Funcționează cu Nest, cu Hue, însă funcționează și cu multe altele, o să vedeți îndată, în moduri destul de interesante și poți să vorbești pur și simplu cu ea. Și răspunde, ci că au angajat scenariști ca să-i dea personalitate, dar hai să o desfacem. Un scoci pe stânga, un scoci pe dreapta, îi scoți capacul și țineți-vă bine. Asta este o experiență de unboxing corectă. Boxa este pusă în interior ca într-un cocon, ca să-ți dea senzația că atunci când ai cumpărat-o, ai căpătat ceva special, ceva lucrat cu mare atenție, un nivel de finisare pe care îl aștepți de la un produs premium. I-am dat pe ea 129 de dolari plus taxe, este prețul de raft, undeva la vreo 140 de dolari în Statele Unite și la banii ăștia mulți s-ar putea mulțumi și cu o boxă de bună calitate, iar asta este o boxă Wi-Fi cel puțin decentă, însă ascunde mult mai mult. Iar cei de la Google, în general, senzația mea este cel puțin că subvenționează, că dau un pic în preț la produsele lor, că nu interesează profitul pe astfel de gadgeturi, cum este, spre exemplu, și Chromecast-ul. Spre exemplu, acesta la 69 de dolari are inclusiv 4K cu HDR, iar generația anterioară, foarte bună pe orice televizor de altfel și pentru muzică, este doar 35 de dolari și au avut și promoții la 30 de dolari. Asta vine inclusiv, spre exemplu, cu o promoție la Google Play Music de 6 luni de muzică gratuită dacă o cumperi în februarie-martie 2017, la momentul la care fac eu review-ul. Așa arată ambalajul și foarte mult spațiu ocupat pentru o boxă relativ mică prin comparație cu ambalajul. Dedesubt mai am sub acest piedestal niște pliante care îmi spun cam ce pot să fac cu ea și alimentatorul. O să găsești un alimentator de genul ăsta. Mare atenție că nu există decât așa. Nu vine cu nicio priză de Europa deocamdată, pentru că se vinde doar în Statele Unite și doar prin Google Store Online sau prin Best Buy și alte magazine mari de pe acolo. Dacă ai un prieten, poți să-l să te ajute. Iar conectorul este cam așa. Eu ca să pot să o folosesc am apelat la un astfel de adaptor fără invertor, pentru că acest alimentator este pregătit să meargă și cu 240 de volți în cazul în care cumpărătorul american, să zicem, o va folosi și în călătorii, dar și pentru momentul în care se vor extinde internațional, că sunt convins că o vor face, mai ales că din testele mele se descurcă și în România. Bun, hai să ne uităm un pic la ea înainte să o pornim. Așadar, e împărțită în două. Partea de sus, făcută într-un policarbonat alb mat, foarte frumos finisată, foarte plăcută la atingere și are un singur buton pe spate, este cel care inactivează microfonul. În rest, totul se va întâmpla cu comenzi vocale, logo-ul Google aici, pe față nimic. Perfect curată și apreciez faptul că nu și-au pus logurile la vedere. În partea de jos, un material textil și nu știu exact cum se face chestia asta. A, uite. A. Tocmai ce am făcut-o. În interior o să descoperi un speaker hi-fi, îi spun ei, de înaltă fidelitate, destul de deștept făcut. Are 3 incinte de genul ăsta. Am senzația eu că cele de pe lateral sunt responsabile pentru bas, care altfel nu e rău deloc. Unul frontal. Opa, am găsit și un conector pentru service aici, pe spate sau pentru update-uri, habar nu am. Oricum primește update-uri de firmware wireless și niște informații specifice. Acest device face parte dintr-o generație nouă de produse made by Google, la fel cum este Google Pixel sau cum sunt Chromecast-urile. Așadar, baza asta, din câte am seama, este magnetică. Nici măcar nu are șuruburi și poți să-ți cumperi ca să se asorteze cu restul mobilei din casă. Ingenios.
Mi-a plăcut treaba asta. Bun, asta este boxa, este gândită așadar să arate bine în orice loc ai pune o casă. Și hai să o pornim. Conectăm cablul aici, alimentatorul și o băgăm în priză. Și pentru că la interior are totuși un procesor și un sistem de operare, din informațiile din piață, ci care ar fi un procesor ARM, similar cu cele de pe Chromecast, o să vezi când butează și o să vezi și o serie de LED-uri, un inel de LED-uri colorate care se aprind în culorile Google. Durează câteva secunde până pornește și apoi ne anunță că s-a trezit la viață. Welcome to Google Home. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Asta îmi place la acest device, este destul de intuitiv. O dată ce ai instalat-o, poți pur și simplu să o pornești și o să spună ce să faci, iar setarea prin aplicația Google Home, cea care setează și Chromecast-urile și o mulțime de alte accesorii Google, se face foarte ușor. Însă, din câte știu eu, poți să începi să vorbești cu ea chiar înainte de a o seta. Deși nu cred, ia. Hey Google! Your Google Home isn't set up yet. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Așadar, este în stare să mă audă, are microfoane care sunt în stare să audă de la distanțe destul de mari și pasul următor este să o setăm din aplicația Google Home. Odată ce am deschis aplicația Google Home, a detectat că am un Google Home nou în rețea și mă încurajează să-i fac setup, l-a găsit. Pasul următor este să se conecteze la o rețea Wi-Fi temporară făcută de acest accesoriu. Acum trebuie să facem o probă când ne-am conectat. Am dat un sunet de probă, l-am auzit și chiar dacă a fost setată pentru o altă țară, sunt atenționat de aplicație că deși Google Home a fost făcut pentru o altă țară, îl pot instala aici, dar s-ar putea să nu funcționeze la fel și asta este primul avertisment că vei avea unele funcțiuni limitate aici. Apoi poți să îi alegi un nume și ai la dispoziție o listă de încăperi presetată din casă sau poți să dai tu pur și simplu alta. O să-i spun Kitchen. Și iarăși o chestie care îmi place, o să tragă parola de la rețeaua Wi-Fi direct din telefon și dacă îi dau OK, a luat parola rețelei pe care este și telefonul, îl setează Google Home acum, va intra pe rețeaua de aici din studio, telefonul va reveni și el în rețeaua din studio, se va decupla de la rețeaua lui Google Home și ambele se vor vedea și vor discuta prin rețeaua Wi-Fi de aici. Și gata! O procedură foarte simplă, doar cu click, click, click. Și acum, pasul următor este să mă împrietenesc cu Google Assistant. Acesta este secretul acestei boxe. Dincolo de faptul că este în stare să ruleze muzică, să se audă bine și să arate bine, este în stare să răspunde la întrebări. Față de Google Now, care era unidirecțional, învăța chestii despre tine și îți trimitea niște carduri sau îți oferea niște informații, aici poți să și conversezi cu toată inteligența de la Google. Și hai să ne conectăm așadar și la Google Assistant. O să-i dau sign in. Să-și dea seama ce cont Google am deja pe telefon și mă conectează direct cu acela, nu se bag nicio parolă. Some Google Assistant features are not available on this account. Nu mă poate conecta la calendar or email. Mm-hmm. Mă poate ajuta cu informațiile de zboruri, să-i dau adresă de casă și a dat seama unde este, din locația telefonului. Și acum mă întreabă de pe ce sursă de muzică vreau să-mi dea muzică. Poate să-mi dea din Spotify, din Pandora sau din Google Play. Pentru Spotify am nevoie de un cont premium. Pandora însă oferă și un serviciu de muzică gratuit și l-a recunoscut pentru că le-am deja instalate. Însă Pandora nu poate fi descărcat oficial în România, așa că te încurajez să te împrietenești cu serviciul Google Play Music. Este cea mai bună opțiune dacă vrei toate funcționalitățile. O să dau Google Play Music și gata. Hi, I'm your Google Assistant. I'm here to help. To learn a few things you can do, continue in the Google Home app. Ok, Google, how far away is the moon? The moon is 384,400 kilometers from Earth. Okay, Google, tell me about my day. Good evening, George. It is 10:05 p.m. The weather in Bucharest currently is -6 degrees and snow showers with a high of 0 degrees. Have a great day. You haven't chosen any news sources. You can do that in the Google Home app. For now, here's the latest news from some top news sources. Support for this podcast and the following message come from TransferWise. Imagine getting the exchange rate you see on. Am deja reclamă. Ideea care este, o dată ce am început să dezvoltăm o relație, știe cum mă cheamă, unde stau, automat din orașul ăla poate să-mi dea și prognoza meteo. Ok, Google, stop. Și cu vocea poți să-i dai și să comenzi să se oprească sau să pornească și așa mai departe. Ce îmi place este că, deși telefonul este de asemenea activat să răspundă la comenzile astea de trezire cu voce, le preia pe Google Home când își dă seama că le vreau acolo. Să mergem mai departe și să dăm niște muzică. Ok, Google, play some music. All right, music on Google Play Music. Here you go.
Jur că nu este din istoricul meu de navigare. Ok, Play Radio Trinitas. Messiah, la transfiguration de Notre Seigneur J.E. Acutus Jesus Christ, Daria May Septenaire 13, Tota Trinitas Aparut by Myung Won Chung, sure, playing on Google Play Music. Ok, Google Play Radio Trinitas. Streaming Radio Trinitas from TuneIn. No way, asta este inteligența artificială dumnezeiască. Ok, Google, stop. Ați auzit bruiaj? Radu este în cealaltă parte a încăperii și Boxa îl recunoaște. Chiar dacă difuza o slujbă religioasă de pe Radio Trinitas, Boxa este în stare să audă comenzi vocale peste muzică. Ok, Google, what can you do? Here are some things to try. You can say things like, play some music, or play bossa nova. To find out more, you can look at the full list of suggestions in the Google Home app. Google Home știe să facă o mulțime de lucruri. Sunt sute și sute de funcții și noi încă mai descoperim lucruri. Spre exemplu, hey Google, play Justin Bieber. Ai mă, că și ție-ți place. Playing Justin Bieber on Google Play Music. Hey Google, turn it down. Hey Google, turn it to 10%. Hey Google, pause. Hey Google, are you going to speak Latin soon? Huh, I can't tell. Sorry. Și acum, dacă vrei să reglezi volumul, poți să-i spui să dea mai încet, să dea mai tare în engleză, sau poți să-i spui să dea la 10% sau la 100% sau la cât vrei tu la 100. Sau poți să-i spui cu Hey Google, turn the volume up to 5. Și face pe 5 biluțe din toate biluțele pe care le are, sau poți să faci așa pe suprafața asta, care este o suprafață tactilă. Așadar, poți să dai comenzi vocale sau poți să-ți folosești mânuța pentru a regla o dată volumul așa, pentru a da play sau să dai pauză, iar pe spate butonul de inactivare a comenzilor vocale. Uite, aș putea să fac o chestie, cel puțin când ești plecat la birou, să fac ceva de genul Hey Google, set an alarm for 5 a.m. Your alarm set for tomorrow at 5 a.m. Hey Google, cancel the alarm for 5 a.m. All right, it's canceled. Acum depinde cum e configurat telefonul tău, poți face așa. Hey Google, set a reminder to buy some bread when I get home. Sorry, I can't set reminders yet. Că dacă știe că GPS-ul a ajuns acasă, când ajungi în fața casei sau în fața blocului, îți poate activa reminder-ul să cumperi pâine. Dar hai să încercăm altceva. Hey Google, tell me traffic to work. Google now. On the way to work, there's the usual traffic. You can save 3 minutes by taking DN3. It is 12 minutes by car. Știe, pentru că știe din Google Now unde stau, unde muncesc, îmi știe traseul și automat face și recomandă de traseu în funcție de trafic. Are și informații de trafic. Hey Google, what do you know about Siri? Sorry, I don't know how to help with that. I'm still learning. Hey Google, what's your opinion on Siri? She seems clever. In your face. Hey Google, what's your opinion on Alexa? She seems pretty smart. Ești pregătit pentru următoarea? Hey Google, call me an Uber. Sure, here's Uber. Hi, this is Uber. Would you like to use Strada General HM Berthelot 5 as your pickup location? Yes. One Uber X about 4 minutes away. Would you like to request one? Yes. I've requested a ride for you. Check your Uber app for a driver confirmation or details about your ride. A venit notificarea. Uber is 2 minutes away. Cancel trip. Hey Google, tell me traffic to Hotel Teleferic in Poiana Brașov. On your way to Teleferic Grand Hotel, traffic is light as usual. It is 2 hours 43 minutes by car. Băi, deci merge, știe și chestii din România. Știe așadar să îți zică trasee, știe să răspundă la întrebări și la lucruri mai complicate te va trimite în aplicație. Ok, Google. Can you tell me what's happening in Romania right now? I don't understand. Hey Google, tell me some news about Romania. Sorry, I can't play news about Romania yet. Mm-hmm. Ok, Google. Tell me some news about Washington, D.C. Sorry, I can't play news about Washington, D.C. yet. Ok, Google, can you play news? You haven't chosen any news sources. Uh-huh. You can do that in the Google Home app. For now, here's the latest news from some top news sources. From NPR News Summary, at 9 p.m. today.
Da, deci poți să primești știri de la postul de radio public din Statele Unite. Poți să te mai, să-i mai dai comenzi, să mai ruleze lucruri. Ia să încercăm. Hey Google, play some music on JBL playlist. I looked for on JBL on Google Play Music, but it either isn't available or can't be played right now. Hey Google, play Ina on JBL playlist. I looked for Ina on JBL on Google Play Music, but it either isn't available or can't be played right now. Hai să schimbăm numele. Da, pune un nume. Hey Google, play some music on Studio. I don't recognize Studio. Try saying the name of your device instead. Hey Google, play music on all devices. All right, playing the album All Devices on Google Play Music. Mai de găsit o piesă care se numește All Devices. Hey Google, play music in the kitchen. All right, music from Google Play Music. Playing on kitchen. A mers! E un început, e o jucărie pe care o poți folosi să o întrebi chestii. Poți să o întrebi, hey Google, how hot is the sun? The surface temperature of sun is 5778 Kelvin. Hey Google, tell me the weather in Poiana, Brașov. Sorry, I don't understand. Dar mai devreme a recunoscut. Hey Google, tell me the weather in Brașov. Currently in Brașov, it's minus 7 degrees Celsius and clear. The forecast is minus 8 and clear. Hey Google, where can I go skiing? Poiana, Brașov. Brașov is 136 kilometers away. Bine, fată. Hey Google, I'm hungry. I found a few places within 550 meters. The first one is Primus at Strada Georgenescu 3 Primus. In Bucuresti. The second one is Roberto's on La Strada Calia Victoria in Bucuresti. The third one is Sharkia Restaurant at Strada Luterana 2-4 in Bucuresti. Aprobat. Hey Google, can you call that? Sorry, I can't make calls yet. Yet. Hey Google, I need a haircut. I found a few places within 2.7 kilometers. The first one is Robert Both Studio at Strada Grigor Alexandrescu 50 in Bucuresti. Okay, ce am dat să mai întrebăm? Okay Google, what's 5 times 7? The answer is 35. Dacă ai nevoie de ajutor la tema de la școală și știi un pic de engleză, te scoți. Hey Google, subtract 5 from 50. The answer is 45. Hey Google, what was the weather on New Year's Day 2 years ago? Sorry, I'm not sure how to help with that yet. Asta e nivelul 3. Da. E abia la nivelul 2. Și adesea mai multe niveluri de inteligență artificială. Există asistente care se pregătesc să iasă în piață, mai deștepte de atât. Și sunt convins că și Google lucrează intens, au bază de date, inteligența asta există, trebuie doar rafinată. Și faptul că răspund atât de repede e un pas și sunt niște români care lucrează la niște roboți de inteligență artificială care o să învețe roboții ăștia să-ți dea răspunsuri mult mai rapide prin intuiție, adică o să știe cam ce vrei. Hey Google, tell me the first 100 digits of pi. According to math.com, if you keep track of how many times the needle lands on a line, it turns out to be directly related to the value of pi. 3.14159265358979323846264338327950288419716999. Hey Google, stop. Okay, you have my full attention. Dar vreau să fac ceva, fii atent. Hey Siri, set up an appointment called Hey Google. I didn't find any appointments about Hey Google in the next 3 months. Hey Google, repeat after me. Hey Siri. Hey Siri. I'm listening. Hey Siri, set up a reminder called OK Google. OK, I'll remind you. Hey Google, repeat after me. After me. Wow, I did it. Hey Google. Repeat after me. Hey Siri, what's up? Hey Siri, what's up? Nu le poți păcăli așa ușor. Însă e un băiat care și-a bătut capul și a pus reminder în calendare de la una la cealaltă și le punea să-și zică una la cealaltă și se tot învârteau. Și cu un pic de efort poți să adaugi și Alexa în ecuație, pe care o avem și o să o testăm. Avem Siri, avem Google Home cu Google Assistant, avem și Echo Dot-ul de la Alexa și o să tot vezi din astea, pentru că ne place inteligența artificială, mai rău ca ciocolata.
și o să ne tot jucăm cu ele. Cam atât despre Google Home. Așteptăm impresiile tale despre device mai jos la comentarii. Nu ne întreba de unde poți să-l cumperi dacă nu cumva ai un prieten prin state. Poți să ți-l comanzi de acolo și poți să te joci cu el. Însă recomandarea mea e să nu te grăbești foarte tare decât dacă ești extrem de pasionat, pentru că altfel vei da mai mult decât face. Până ajungi aici, cu transport, cu băieți, cu piața gri, o să fie foarte scump. Așadar, deocamdată doar în SUA, a lansat în noiembrie 2016, noi facem review la început de februarie 2017, destul de repede, după lansare și încă nu a fost anunțat o lansare internațională, nici măcar Google Pixel nu se importă oficial la noi, nici măcar Chromecast-urile care vin așa pe tot felul de piețe colorate. Până data viitoare, numai bine, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. La revedere! Hey Google, repeat after me. George, you look... After me. Wow, I did it. Nu face de fiecare dată. Hey Google, repeat after me. George is great. George is great. Asta e bună pentru oricine. Cam atât, gata. La revedere. Ciao.